Aglomerație mare la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. De la primele ore ale dimineții, câteva zeci de botoșaneni veniți din județ s-au îngrămădit la birourile funcționarilor APIA. Rândurile s-au făcut tot mai mari. Exponențial a crescut și nemulțumirea oamenilor. Păi îi așteptăm, domnule, la rând aici. Uite, ce nervează, domnule, că stau la rând aici dimineața. Merge greu chelarul ăsta, inginerul meu. Lucrează foarte greu. Uite, stăm aici și așteptăm flămând, năcăjit. Dar așteptați ce? Să depuneți cererea? Să depun cererea, actele pentru pământ. Dar dumneavoastră de unde sunteți? De la Curzești. Stai câte două, trei zile, stai acolo, vei și asta iar eu stau de dimineață la mă, da, mă rătăi. Mașină... Nu mă întreabă nică, dau 200 de mii, du-te, du-ți mașină și acolo freacă Lulu. Veniți odată să-i luați la întrebări, așa să-i vedeți cu dânsul. Când nu-i secretarul, când nu-i primarul, când nu-i stat, când celălalt. Dar de unde? Freacă Lulu, la Tudora. La Tudora. Da. Coane nu înainte, coane mai înainte să facea fiecare comună, doamne. Mă și îngrămădea și lumea asta aici, atât gramadă, nu știu. Oamenii sunt nemulțumiți și pentru că, până de curând, nu erau nevoiți să vină la Botoșani pentru fiecare problemă. Lucrurile erau rezolvate în fiecare comună la primărie. Nici faptul că în acest an se cer mult mai multe documente nu este pe placul țăranilor. Dar dacă ceva se încurcă și acolo, de aici iar te trimite. Iar te trimite înapoi, da. Așa pătut ieri niște oameni de la mine. O vin până aici cu un numărul greșit de și de acolo. Iar înapoi. Iar eu dat șeful de aici și s-a dus iar la curtești de acolo. Iar pe parale cheltuite pe cursă. Iar au venit înapoi. Nebuneala asta. Mai grabă nu mai dădea deloc, lăsa lumea asta în pașe. Să făcea ceva în țara asta cu banii ăștia. Bate joc din lume. Da, oricum, de câte hectare de dumneavoastră pentru subvenție la pământ. La pământ, da. Și da. Despre câte hectare e vorba? Hectare, un hectare. Și să nu așteptați aici și după aia să vă trimite iar să aduceți acte, că anul ăsta s-au introdus noi. Alte legi, alte trebuie. Da, alte legi. Să aduci titlul de unii sprovit dacă părinții nu-i morți. Da. Să aduc titlul de că pământul provine la tată, la mama, să-i dezgrope și iese. Da, da. Asta după mine ca să lasă lumea asta pe bani și nu mai nu mai dea nică. Părerea mea. Acum atât să știți exact ce să aduceți, că altfel mergeți aici și vă trimit iar să aduceți. Mă întreba, deja v-ați spune să aduci, că dacă greșit o leacă acolo, aici te verifică înapoi acolo. Înapoi la comună acolo, dai iar 200 de mii pe drum. Dacă în alți ani drumurile la oraș erau mult mai rare, aproape totul făcându-se la nivelul comunelor, în acest an fermierii din jurul municipiului nu au această alternativă. Documentele se depun acum doar la sediile centrale. Reprezentanții APIA Botoșani spun că nu pot da informații cu privire la acest aspect. La nivel central însă legea ar urma să fie modificată, astfel încât să se revină la vechea prevedere. Astfel, fermierii nu vor mai fi nevoiți să parcurgă zeci de kilometri, putând să depună cererea pentru subvenție la primăria de care aparțin.